interesant de când poliția merge cu persoana contravenientă în mașină și face proces verbal. De bani, hai de bani. Și l-a pregătit portofelul. Vai de capul meu. Go, go. L-a prins pe polonez, acela pare chiar polonez, străin. Și rușine. Hai să n-avem mată. Go, go, șofer, mai dai bani. S-a dus pe strada Pușkin. L-a dus până la Alexandru cel Bun pe poliție. M-a văzut pe mine și valea. Hai să văd dacă pot grăi străinul. Hello. Can I ask you? What did you do with the policeman? Er say Ruski, English, Francais? Deutsch. Deutsch, okay. So you paid him money, bribe for the policeman? You pay 50? 50 euro. I'm ashamed. I'm sorry for him. I'm sorry. Săracu. 50 de euro i-a dat polițistului. Și bătaie de joc. Andrei Năsase, ai o ocazie să te manifesti. Un polițai plâns în flagrant. O jecmănit un turist. Ai văzut polițistul? Da, eu l-am ieșit de la el de mașină. Polițistul a ieșit de la el de mașină. Da. 50 de euro i-a luat. Femeia aceea e martură și eu tot. Polițai vine înapoi, că el e sectorist aici. Trebuie luat în cătușul polițaiul ăsta. El patrulează de câțiva ani pe Bulevardul Central. Sunt specializat pe turiști. Javra și mormolocul. Așa era cu minșor, rușinos. Și să-l întreb, n-am ce să-l întreb. Să-l întrebi șefului. Dar nici n-am ce să-l întrebi șefului. El trebuie încătușat, băgat la pușcărie. Hai de capul nostru. I-am zis slovacului că mi-e rușine și îmi pare rău. Nici nu contează ce-a făcut, chiar dacă a făcut vreo ilegalitate. Nu așa trebuie să sparte organul de drept cu contravenientul, cu șoferul contravenient, mai ales dacă e străin. Mor de rușine.